Zeci de copii din satul Cubani trăiesc o aventură frumoasă, plină de activități, la tabăra de vară organizată de Asociația Nehemia. Vin deoarece le place sportul, mișcarea și fotbalul, iar pedagogii care lucrează cu ei știu să le prezinte câte ceva în fiecare zi. Și sculatul, cum am învățat? Stop, stop, așa. Faceți doi pași în spate. Așa, gata. Acum... Copiii spun că grație talentului, dar și a exercițiilor practice, zi de zi poți obține succese. Totul vine atunci când faci efort și sacrificii. Organizatorii spun că tabăra poate fi o rampă de lansare în lumea fotbalului pentru copii și tineri. Tabăra este pentru toți copiii, pentru cei care au mai jucat fotbal, cât și pentru cei care nu au mai jucat, dar vor să încerce. Nu cu mâna, așa, dă-o mai în față un pic și ștează. Asociația Obștească Nehemia organizează deja în al doilea an, la rând, în luna iulie, tabără de fotbal pentru copii. Este tabără pentru copii din Cobani, unde avem cam în jur de 40 de copii pentru 5 zile de pline de tabără aici, stadionul. Care este scopul organizării acestea? Scopul organizării, așa cum anul trecut am încercat și a fost o experiență frumoasă, și anul ăsta vrem să le oferim copiilor o experiență frumoasă și benefică pentru ei, din punct de vedere fizic, din punct de vedere educațional, pentru că noi încercăm aici să organizăm ca și echipă, să vorbească frumos, dar în special să-i motivăm pentru un joc frumos de fotbal, pentru un pic de experiență, un pic de abilități de a juca fotbal pentru ei. Antrenamentele nu sunt rigide, cu exerciții executate la limita superioară de efort. Nu sunt făcute pentru campioni. Antrenamentele sunt relaxante pentru plăcerea de a juca fotbal, de a căpăta noi însușiri în acest sport, de a-și face noi prieteni. Organizatorii spun că este important să stimuleze copiii să fie responsabili, să învețe reguli de bază în sport, să se organizeze și să fie corecți. Îmi place anume în fotbal. Toate îmi plac. Tot place. Cel mai mult ce îți place aici? Fotbalul. Și să joci în echipă? Îți plac exercițiile? Da. De ce? Pentru că îmi plac că începe, ne antrenăm și putem să jucăm fotbal mai bine. Fiindcă îmi place fotbalul și... Ce ai învățat nou aici? Am învățat cum se dă pasuri, diferite. E bine că se organizează? Da. Dar de ce? Pentru că e distractiv pentru copii. Ne antrenăm, facem exerciții, okay. Jucăm fotbal. Vreau să-mi dezvolt capacitățile de a juca fotbal și de a practica mai mult sport. Așa. Pentru ce trebuie fi? Pentru ca să fii sănătoasă. Investiția în cele mai tinere generații este esențială, spune directorul Asociației Nehemia. Tabăra de fotbal e la cea de-a doua ediție și va finaliza cu un turneu de fotbal la care vor participa copiii din alte localități.